Nou record astăzi din partea grupului de comunicare strategică, un nou record de cazuri noi de coronavirus și, într-adevăr, multe teste, peste 20.000 de teste, dar și foarte multe îmbolnăviri. Practic nu mai există nicio zonă din țară în care să te poți simți 100% sigur, așa cum era satul mare. E creștere peste tot, cu diverse procente, bineînțeles. Și în paralel sunt și foarte multe discuții despre tratamentul pe care îl primesc bolnavii de coronavirus. E o întreagă discuție aici legată de tratamentul cu plasmă de la foștii bolnavi, care ar putea să facă diferența în cazul unei persoane aflate în stare gravă. Așa s-a dovedit în cazul soțului Andreesca, tocmai pentru că a devenit publică această informație, făcută publică tocmai de ea. De aici au apărut și comentarii, cum că plasma se folosește doar pentru pacienții privilegiați. Lucrurile stau însă complet diferit, susține Florin Hozoc, directorul general al unei firme care distribuie medicamente derivate din plasmă. Statul român a fost dezinteresat de tratament, iar firma pe care o reprezintă domnul Hozoc și-a oferit serviciile Ministerului Sănătății. În plus, spune tot domnul Hozoc, sunt interese ascunse în sistemul de transfuzii din țară și din cauza lor recoltarea de plasmă este dificilă. În paralel, nici pacienții nu s-au înghesuit să ajute sau poate nici măcar nu au știut că pot să facă acest lucru. Circa 200 de pacienți vindecați de coronavirus au donat plasmă care poate fi folosită la tratamentul pacienților COVID în stare critică. Deci e un tratament care poate să îți salveze viața, poate să facă diferența. Nu a făcut diferența în cazul lui Pimen, un alt caz mediatizat pentru care s-a folosit plasmă, dar acolo am vorbit și despre o vârstă înaintată, despre o stare de sănătate alterată și probabil că acolo despre asta a fost vorba în principal. Este în legătură telefonică directă cu noi acum domnul Florin Hozoc, de care vă pomeneam ceva mai devreme. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Hozoc! Cum stau lucrurile până la urmă? Dumneavoastră, deci, v-ați oferit să ajutați statul. Statul ce a spus? Da, noi am oferit 50 de echipamente de colectare de plasmă, așa numită plasma sereză, și respectiv consumabile, adică kituri de recoltare, care să ajungă pentru cel puțin un an de zile. Din păcate, până în momentul de față, Ministerul Sănătății a acceptat doar 3 echipamente din cele 50. A mai instalat încă 15 echipamente cu ajutorul unor consilii județene în alte 15 centre de transfuzie. Astfel că în momentul de față avem 18 echipamente care funcționează gratuit în 18 centre de transfuzie. Nu se folosesc cum trebuie aceste echipamente și cred că cel mai relevant este că de 2 săptămâni, de exemplu, în ultimele 2 săptămâni, 11 din cele 18 echipamente instalate în țară nu au recoltat nici o doză de plasmă. Lucrul ăsta se întâmplă în primul rând pentru că Ministerul Sănătății nu și-a onorat una dintre obligațiile din protocolul de donație, obligație care spunea foarte clar că Ministerul Sănătății trebuie să organizeze campanii susținute de informare privind donarea de plasmă convalescentă, astfel încât toate persoanele vindecate de noul coronavirus să afle că pot salva vieți dacă merg la centrele de transfuzie să doneze plasma acolo unde există echipamente sau sânge din care se poate recupera plasma. Până în momentul de față nu există niciun fel de campanie derulată de către Ministerul Sănătății. Noi le-am pus la dispoziție și spoturi video pe care să le transmită presei. Le-ați făcut dumneavoastră personal numai să le dea? Le-am făcut noi pe banii noștri, am plătit noi casă de producție, a făcut asemenea spoturi, le-am dat Ministerului Sănătății să le comunice presei prin intermediul grupului de comunicare strategică. Am făcut tot noi printuri de pliante pe care le-am dat centrelor de transfuzie ca aceste centre de transfuzie să dea mai departe pliantele spitalelor care tratează pacienți COVID și pacientul COVID externat să primească acel pliant în care este informat ce este donarea de plasmă, cum se face,
cum salvează vieți și așa mai departe. Dar acum, ca să înțelegem și noi, aceste... plasma asta, practic, se recolta de acolo, de la spital, și doctorii de acolo, de la spital, o injectau în pacienții care erau bolnavi? Sau ce se întâmpla cu ea? În mod normal se putea face și așa, doar că atunci când noi am oferit echipamentele, au sărit imediat șefii sistemului de transfuzie din România, care au spus, nu puteți să colectați plasma la spital de la pacientul care a fost infectat. Nu, echipamentele astea le vrem noi, dați-mi-le nouă în sistemul de transfuzie, la centrele de transfuzie. Și atunci, pacientul pleacă bine mersi de la spital externat, nu informează nimeni că ar trebui să se gândească să doneze plasmă, habar n-are, mulți dintre ei habar n-au că pot salva vieți, se duce omul acasă și, în mod normal, ar trebui să existe o listă de pacienți externați sau de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, care să ajungă de la spital sau de la Direcția de Sănătate Publică. Auziți, la centrul de transfuzie, altceva vreau să înțeleg. După ce s-ar extrage plasma asta, ce se întâmplă cu ea? Ajunge la spital înapoi și e injectată sau se prelucrează? Ajunge la spital, spitalul solicită, ajunge la spital și plasma este transfuzată, adică este introdusă, este administrată la pacienții critici. Și aici are și un lucru foarte important. Momentul administrării este unul foarte important. Ghidurile terapeutice de administrare a plasmei convalescente s-au modificate 3 ori până acum. Noi încă nu l-am modificat. Toate aceste modificări arată că administrarea de plasmă convalescentă, pentru a fi eficientă, adică pentru a reduce mortalitatea pacientului critic la maxim 10%, trebuie administrată înainte de intubare, atunci când deja omul este pus pe oxigen pentru că nu mai poate respira ca lumea, îi administrezi plasmă. Și acum aș face un pic de matematică. Sunt 18 echipamente în momentul de față instalate de 3 luni de zile. Dacă fiecare din aceste echipamente ar fi făcut 2 recoltări de plasmă convalescentă pe zi, ajungeam undeva la 3500 de doze de plasmă recoltate până în momentul de 3500 de pacienți critici, 7000 de doze de plasmă până în momentul de față. Se evita intubarea, cu alte cuvinte, care este o procedură foarte greu de făcut, greu de suportat, deci practic le salvai viața și îi scuteai și de intubare, de această procedură. În România pacienții intubați, în proporție de peste 80%, nu supraviețuiesc. În alte țări, procentul este mult mai mic. Dacă eviți intubarea, să ne înțelegem, în momentul de față nimeni nu susține că administrarea de plasmă convalescentă este un tratament minune. Bine, bănuiesc că sunt mai puțin, că 300, am verificat acum, 300 în momentul ăsta ca pacienți în stare critică. Bănuiesc că ăștia se ia intubați. Adică ATI și intubați sau nu, dar la ATI. Dacă am recoltat 2 donări pe zi cu fiecare din cele 18 echipamente, am avea 300 de pacienți care pot fi tratați cu 600 de doze pe care le recoltăm săptămânal, dacă menținem acest ritm. Păi, 300 sunt toți pacienții, deci am tratat pe toți aia critici. Ca să nu ajungă în starea asta, plus că numărul lor va crește, clar. Într-o săptămână. Da. Voiam să vă mai întreb un lucru, domnule Hozog, din păcate nu avem foarte mult timp la dispoziție. În momentul în care o persoană este în stare critică, cine decide ca acea persoană să beneficieze de tratamentul cu plasmă? Îi propune medicul sau vine el la medic sau aparținătorii și îi cer tratament cu plasmă? Medicul decide conduita terapeutică. Aparținătorul sau pacientul poate să solicite. Au fost astfel de cazuri, ne-au contactat inclusiv pe noi, Viter și aparținători, și noi le-am spus același lucru. Medicul decide. Iar aici avem o altă problemă. Dacă ne uităm la statistica utilizării plasmei, deci până acum am vorbit despre cum se recoltează, sau mai bine zis, cum nu se recoltează. Haideți să vedem și cum se utilizează. Există spitale mari din România care nu utilizează plasmă convalescentă. Unul dintre spitalele foarte renumite
este spitalul de boli infecțioase din Timișoara, care până acum a utilizat doar 7 doze, în comparație cu Victor Babeș, care a utilizat 130 de doze. Poate avem mai puține cazuri grave care să beneficieze. Este vorba și despre cât de mult cred medicii în această terapie. Da. Din păcate, în România, medicii în continuare administrează mai degrabă caletra sau hidroxiclorochină, deși este deja dovedit că nu prea are efecte foarte bune la pacientul intubat, cel puțin, și mai puțin plasmă. Uh-huh. E vorba de... Dar iarăși e un obiectiv pe care trebuia să și-l stabilească Ministerul Sănătății, acela de a informa medicii din terapie intensivă despre ultimele studii puse la dispoziție de Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană, să nu uităm, investește 400 de milioane de euro în dezvoltarea capacității de recoltare a plasmei convalescente. Deci se folosește la nivel european, nu e vorba de o frecție cu frunze de pătlagină, e vorba de un tratament omologat. Din păcate trebuie să ne oprim aici. Bine. Din păcate trebuie să ne oprim aici, revenim după publicitate și tragem concluzii, cred că mai avem oricum câteva minute. Vedem cu această ocazie și o postare tot pe această temă din partea unui medic din Brașov care dezvăluie câteva lucruri importante. Da, o adevărată controversă pe tema tratamentului cu plasmă. E și un medic care are o poziție interesantă pe această temă. Dan Grigorescu a scris pe pagina sa de Facebook despre modul în care această terapie se adresează nu tuturor cazurilor grave, ci doar personalităților. Asta spune domnul doctor și propune și o soluție. Puteți să vedeți postarea pe pagina de Facebook a domnului doctor Dan Grigorescu. Este o postare lungă, nu avem cum și nici nu avem când să o citim aici. Cert este că, așa cum s-a întâmplat și cu alte lucruri legate de terapia pentru coronavirus, și ăsta este învoluit în mister, ca și remdesivirul, ca și că noi nu putem fără un mister și fără un scandal. Peste tot e așa, e o lume albă, pozitivă, a doctorilor care sunt în linia întâi și care sunt eroi și care în zilele astea petrec foarte, foarte multă vreme pentru a încerca să salveze pacienții, și este o parte ascunsă, cum are și Luna o parte ascunsă, a altor doctori care n-au nicio legătură cu primii și care reprezintă diverse grupuri de interese care parazitează sistemul medical de foarte multă vreme. De multe ori, eroii doctori din linia întâi au mai puțin bani din cauza doctorilor ăstora din spate, din partea ascunsă a medicinei, care au tot felul de interese legate de medicamente, aparatură medicală și o mulțime de alte lucruri. Nu e numai la noi așa. În America, unde e și lobby-ul legalizat, este chiar o chestiune ocultă legală această constituire în grupuri de interese care prezintă interesul unei anumite părți a industriei medicale în mod oficial, cu factură, cu o discuție prealabilă, dar tot o chestiune care e ținută în spatele ușilor închise, niște uși de unde nu se aud țipetele pacienților disperați. Exact. Că despre asta este vorba până la urmă. Dacă e adevărat ce spune domnul Hozoc, că sunt niște interese și din cauza acestor interese plasma nu ajunge la pacienți, despre asta e vorba, din păcate. Despre pacienți care mor fără să beneficieze de un tratament, probabil care le-ar salva viața. Mulțumesc foarte mult, Mihai Beluc, că ai fost alături de noi. Punem punct aici discuției. Vorbim despre DSP, care riscă să devină și el focar.